bun găsit, dragii mei! Este o prezență rafinată, de o prețiozitate elegantă, asemenea unui parfum discret și totuși captivant. Extrem de atentă la detalii, apare distantă, dar cauza fiind emotivitatea. Este, în schimb, foarte caldă cu cei care îi sunt apropiați inimii. Este reținută și rezervată, roți sigur, al educației primite de acasă, discreția fiind mai degrabă cuvântul care o definește nu strigă durerile sau eventualele eșecuri, ci pur și simplu găsește că e mai potrivit să nu împărtășească cu, cu întreaga lume trăirile, iubirile și sentimentele. Bine ai venit, scumpa noastră Mirela. Bine te-am găsit și îți mulțumesc pentru invitație. Vai, ce frumos mai descris M-am emoționat, sincer, oricum ne știm de atâta timp și mă așteptam să fie așa, pentru că nu numai cu oamenii care nu mă văd și nu mă cunosc am emoții. Mă așteptam ca acum, știindu-ne de atâta timp, să fiu altfel. Ia câtă că artistul are emoții întotdeauna. Și păi, întotdeauna Așa este un artist complet și complex Înainte de emisiune chiar spuneai Nu știu dacă îți vine să crezi la vine, Ne știm de atâția ani dar o să am emoții în, în emisiunea de astăzi da, O să fii este. plăcut, surprins să zic eu Că va decurge totul extraordinar Dar pentru că tot am vorbit de emoții De unde vin aceste emoții? Măi am Eu zic așa este firea mea Emotivă Uh, și cred că din partea mamei vine lucrul ăsta, că era un om foarte, foarte sensibil, foarte deosebit și de multe ori era atentă la toate detaliile și vrea să fie perfectă, perfecționistă. Și observam cum se frământa și probabil că de acolo mi se trage lucrul acesta. Vorbești cu nostalgie și cu lacrimi în ochi despre mama ta și acum că tot ai pronunțat cuvântul acesta cu încărcătură emoțională și sfânt aș spune eu, pentru că mama este cea care îl înrocăiește pe Dumnezeu, dacă pot spune pe pământ. Ce-ți amintește de mama ta, Mirela, și ce te duce cu gândul la Dumnezeu? Păi lucrurile cele mai frumoase. Uh, viața mea în familia care am crescut, unde Dumnezeu m-a hărăzit să fiu, nu pot să o descriu decât că a fost alături de ea, pentru că ea nu mai este printre noi. Raiul pe pământ, așa o descriu. În urmă cu câți ani ți-ai pierdut mama? 12 ani, adică sunt ceva ani dar mă așteptam cu trecerea timpului să fie cu totul altfel, adică să accept mai ușor decât de pierderea ei. Ai simțit totuși că ai împlinit-o, deveni și tu mireasă, aducând pe lume doi copii minunați și dumnezeu să se bucure de nepoți? Să știi că ea s-a bucurat de lucrurile acestea pentru că m-a prins și mireasă și i-a văzut și pe ambii copii. Ea a decedat când Sara avea un an și jumătate, și chiar când îi schimba pe să pot să zic că ea stătea foarte mult timp cu copiii mei, mai ales cu Robert, chiar a prins 8 anișori. El era ajutorul meu, sprijinul meu, pentru că eu, când l-am întâlnit pe Elvis, aveam o vârstă foarte fragedă, 18 ani, el avea 24 de ani. Am dorit foarte mult să plecăm pe vase de croazieră. Și n-avea cine să-mi stea mie cu băiatul, pentru că prima oară l-am avut pe Robert. Uh, și ea, ea a stat cu, cu, Robert, după care cu Sara și dacă n-ar fi fost ea, cred că n-aș fi putut să uh, urmez această meserie frumoasă. Ce crezi că ai de la mama ta în ce te regăsești? Cred că finețea ei. Mă gândesc, nu știu, atât de subtilă vreau să fiu, încât să nu deranjez. Poate e mult spus finețe, și nici nu vreau să mă descriu eu ca o finețe, dar avea ceva aparte, era fină, delicată și mi-e dor, întotdeauna am spus, mi-e dor de mângâierea ei, foarte mult de mângâierea ei. Întotdeauna, orice vorbă îmi spunea, era vorbă, era sfat, trebuia să ascult pentru că noi încă am prins vremurile acelea zdravene cu principii sănătoase Uh, și nu cu certuri, nu cu cum se întâmplă în zilele noastre. Adică doar ne spunea frumos ce avem de făcut și noi executam. vorba e vorbă, sfatul i sfat. Măi, dacă mă mângâia și când punea mâna efectiv așa, doar pe fața mea și îmi spunea Mama, să ai grijă de tine. Întotdeauna asta era vorbele ei. Chiar și atunci, pe 8 martie uh, a decedat de ziua mamei, uh, nu știu, și ultimele vorbe astea au fost. Când am plecat la restaurant, mereu m-am îngăiat și numai vorba asta îmi spunea să ai grijă de tine, să te iubești mult, să respecti bărbatul, pentru că întotdeauna i-a respectat foarte mult pe tatăl meu și ce am fost în familie am executat și eu cu familia mea, cu Elvis, cu copiii și uite că au trecut 24 de ani și suntem bine sănătoși și mulțumim bunului Dumnezeu. De-aia zic, principii sănătoase, sfaturi bune, dar și uh, lucruri spuse din inimă. Și atunci când iubești un om, zic că trebuie să-i să urmezi calea. Și mai ales că ea a fost lângă noi, n-a mai fost și atunci am făcut exact ce uh, mi-a spus. Când mi simți că îți lipsesc îmbrățișările acestea calde ale mamei? Întotdeauna. Nu e să spui că e un moment atât mai mult atunci când ești supărat sau nu se pune problema de depresie, că dacă ar fi să fie ceva și mă simt copii într-un moment mai, mai prost, n-au fost grave, dar dacă ar fi să mă simt doar așa, mai, mă pun acolo în living și stau așa și stau un pic pe gânduri. Îmi vin copiii, vine Robert și îmi spune, mamă, dar la ce te gândești tu atâta? Ce, ce te neliniștește? Pentru că sunt lucruri care ne îngrijorează, ca orice om. Chiar în în față zâmbim, e totul perfect. Dar de subturile sunt acolo cât de mici. Îmi dau un exemplu. Creșterea copiilor, nu mai cântăm și îmi lipsește foarte mult lucrul ăsta. Uh, muzica. N-ai fost niciodată persoana care să se victimizeze și ai dovedit modelul de femeie puternică. Însă, pentru că tot vorbeam de mamă, aș vrea să rămânem puțin la capitolul părinți și să ne vorbești despre tatăl tău, care este da. în viață. Și știu că, e, totodată, și pe mine mă emoționează melodia dedicată taților, în general. Da, tatăl meu este acum și tată și mamă. Mai târziu mi-am dat eu seama că. Trecând anii, chiar și la doctor, dacă mă duceam, el era cu mine prezent. Și spuneam, tată, zic, se poate, cum să vii tu cu mine? Vine Elvis sau mă duc singură, nu-i problemă. El nu-mi spunea, dar simțeam că el vrea să o înlocuiască și pe mama. Și de multe ori face lucrul ăsta. Și aceeași mângâiere caldă, o simt și din partea lui, doar vine și mă mângâie, ce faci, tăticule? Mă, când îmi spune așa ceva, a, asemenea cuvinte, deci mă topesc efectiv mă topesc uh, a fost ziua lui de Constantin și Elena la mulți să mulțumesc mult și voi asemenea dacă ați avut sărbătoriți uh, și vreau să zic că de dimineață am fost la el cu sora mea, l-am pupat, l-am luat în brațe un moment atât mi este teamă să nu-l pierd și pe el și atunci încerc uh, să fac, să fiu cât mai apropiată și să fac lucrurile care cu mama încă n-am reușit să le fac poate uh, ei aș fi vrut să spun foarte multe lucruri și în ultimul moment dar eu eram plecată sora mea a încercat să stea cu ea să vorbească, ea deja făcuse atacul cerebral și doar ce auzea și dădea din cap și un moment foarte greu care mi l-a explicat uh, sora și tatăl și mi-e tare teamă că în orice moment se poate întâmpla ceva și nu apuc să-i spun cât de mult îl iubesc. Și atunci, zi de zi spun asta. Te iubesc. Tu ești viața mea. Tu ești sufletul meu. Tu, tu ești tot ce poate să mai rămână aici, acum, pe pământ. El stă și... La fel este și, eu, și pentru copiii mei. Vreau să zic că Sara cu Robert este topit de el. Sunt topiți. Sunt teneburiți de el. Adică noi nu stăm o zi fără să nu ne vedem. Nu există. Și noi suntem o familie așa mai mare, cu grătare, cu prieteni, ne întâlnim, ne place să cântăm, să... Pentru că așa este și frumos. Astea sunt amintirile vieții. Și nu există petrejere să nu fie el acolo. E Măcar că petrejere. vă vede fericit și da, stă să da, vă admire exact, atmosfera exact, caldă pe care o aveți exact. în familie. E totul pentru mine. Exact ce ai spus. Dumnezeu pe pământ. Ai simțit o maturizare forțată, să zic, după moartea mamei tale, ai simțit că sufletul acela de copil este nevoit să se maturizeze, să-și ia viața în piept și să treacă peste acea grea încercare? Ea ne-a învățat să fim mature, să fim cu picioarele pe pământ, mai ales eu sunt foarte realistă, să mai cu capunori. Recunosc. Recunosc. Surioara mea, orice îi spui, viața e frumoasă, e Așa e felul ei. Dar eu chiar am preluat de la ea exact felul ei de a fi. Să fiu realistă, perfecționistă, pentru că încerc să fiu atât de perfecționistă încât să nu deranjez, să nu... ca totul să fie perfect, da? Uh, și ea ne-a învățat de mine să fim mature. Uh, nu știu, viața te face și mai matur. Cu toate că te gândești, de ce a făcut lucrul ăsta? Nu e viața atât de grea și maturitatea trebuie să vină treptat? De ce a trebuit să facă lucrul ăsta? Vezi, toate sunt lăsate de la Dumnezeu. Parcă a simțit că nu va mai fi alături de noi și că trebuie să ne descurcăm singure și singuri. Care este amintirea pe care o ai din copilărie, aceea alături de părinții și sora ta, pe care ai vrea să o retrăiești? Când uh, stăteam toți la masă, întotdeauna nu exista să nu fim mic dejun prânz cină împreună, care acum nu prea se mai întâmplă. Copiii și-au dat programul peste cap. E, e, cu totul alt program. Încerc să fac lucrul ăsta. Mai nu-mi reușește tot timpul. Cina, da, dar mic dejun și prânz niciodată. Dar mi-aduc aminte când ne striga pe stradă, pe stradă, veniți la masă, nu trebuia să spun la a doua oară. Atât de frumos, era tabloul perfect. În care ne spunea: Nu vorbiți, stăm liniștiți, vorbim după ce mâncăm. Adică erau oameni atât de simpli și cu principii atât de frumoase și cu o educație care, până la urmă, ea nu provenea dintr-o familie foarte mare sau sunt oameni care sunt foarte bogați și n-au elementele principale și educația necesară de la... Și bogați poate și din Iar punctul ea de vedere era un al om normal, Exact. Și știa ce să ne, cum să ne îndrume în viață. Și sfatul și într-adevăr tot ceea ce am văzut la ea, eu reproduc. Și mă bucur tare mult când văd anumiți artiști și prieteni și colegi care spun măi, tu chiar ești deosebit. Și Asta chiar ești, inima. chiar ești, mulțumesc, mulțumesc. cum îți imaginai că va fi viața ta de familie când privei către viitor, adolescentă fiind? Te vedeai mămică? A doi Da, copii. întotdeauna uh, mi-am dorit un soț așa cum este Elvis. Am și spus 10 vieți dacă aș trăi. Eu uh, aș dori să trăiesc încă o dată clipele și viața care am trăit-o acum. Deci, cred că tot de la Dumnezeu, pentru că eu când eram mai mică, bunica mea spunea, dragă, de sfântul Ante trebuie să spun pun eu supernă. pernă. Da, mă rog, maică mea, trebuie să vezi și tu care ți este viitorul, ce soț vei avea. Măi, cum l-am visat! Așa l-am avut pe soțul meu Adică pe Elvis Deci identic Cum se poartă el cu costum, cu părul pe spate Așa șarmant și foarte generos Și norocul meu a fost Că provine și dintr-o familie de muzicanți Că am pornit într drumul ăsta Împreună în muzică Că dacă ar fi fost separat, cred că nu. Erau drumuri. Cred că muzica de... va lega pe voi. Îmi aminte de exact. ceva vreme când chiar am întrebat cum v-ați cunoscut, și acum că toți da. suntem la capitolul, cum ți-ai cunoscut jumătatea, alături de care străiește această viață frumoasă, fie acum încercări sau reușite, le treceți împreună. Bine Cine ți-a insuflat dragostea aceasta de cântec, Mirela? Tatăl meu. Deci tatăl meu era și cu caietele, dacă îți vine să crezi. Am niște caiete acasă care tot îmi spune. Deci mă le-am găsit primitulă pe ori. Tu ți-aduce aminte, tată? Când scriam eu fiecare vers acolo, strofe, refren, cu mai, deci cu punct, cu virgulă, cu deci era... Pregătit. Pregătit <laughs> întru totul. Eu uh, am început să cânt de la serbările școlare. Iar la 13 ani mi-a spus taică mea, uite-ți am pregătit un caiet cu piesele care se cântă acum. Mai tata, dar poate eu nu am voce, zis, stai un pic să încerc. El cânta prin casă, tatăl meu are o voce, parcă ar fi fost. Că vorbim la trecut de Ion Dolănescu. Și avea o voce așa și eu râdea mereu, zic, măi, tata, zic, dar tu ești așa un obsolit solid și așa de frumos și ai o voce atât de subțire? Mă sperii, ce să învăț, ce să... Și râdea și ce lasă, că eu te simt că tu vei cânta și că vei urma sfatul meu. Îți vedea cumva da, viitorul, viitorul artistic. Exact. Um, mi-a arătat melodiile respective, am început să le repetăm, el repeta cu mine, adică... Să, să înțelegă și în casă se asculta muzică la Se asculta la voi. muzică și atunci trebuia să repet cu el. Nu mă duceam eu la vreun eveniment nepregătită de tata. Nu exista așa ceva. Și vreau să zic că la 13 ani am decis să mă duc la evenimente. Împreună. Numai Asta până să numești școala de muzică uh, Păi aveam 13 ani La 14 ani am intrat la liceul la liceu. De muzică din Ulipati Unde acolo Reprezentam zona Munteniei Unde eram și trimisă De regretatul Profesor Gavril Prunoiu Care luna trecută a și decedat Și el spunea Mireluș, văd viitorul în ochii tăi. Eu mă bucuram, mulțumesc frumos că m-am prezentat la examen cu o doină a doamnei Maria Cioban. Și a plăcut foarte mult. Și atunci zice, tu trebuie să repreziți Muntenia. Și veneam cu diverse premii, care le aduceam, bineînțeles, liceului de muzică. Iar acolo mi-a pregătit el un spectacol cu doamna Mărioara Morărescu, mi-au făcut registrări la Electricord. A trebuit să mă îmbracă în folclor frumos, că doar asta cântam, la muzeul satului. Acolo mi-au făcut și videoclip. La frumos de artist, chiar da, dacă era exact, copil. Exact. Și m-am bucurat tare mult că tatăl meu a văzut un potențial în mine. Și uite așa noi am cântat împreună, tatăl meu a trebuit să vină cu mine și să fie cu stația, pentru că singură nu cred că m-aș fi descurcat fără el, chiar vreau să zic-o moment. Dar de ce a simțit asta la tine, de exemplu și la sora ta, nu? Sau ea nu era pasionată? Păi, sora de... mea avea voce de operă, zice, vai dragă, ce facem noi cu operă? Unde, cum, unde să te duc, fata mea, că tu... ia orice încercare făcea și orice cânta, Tot vocea era foarte înaltă, adică avea voce de soprană. Deci eu să te bag la operă, nu, 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 te văd. Și acum îmi spune sora mea, din cauza voastră eu nu am cântat și o să fiu și o artistă la operă. Zic, lasă, soră, că a știut, că mi și într-adevăr ceea ce face acum e mult mai bine decât a fi artist, să vede că în această perioadă. Deci îndepliniți era greu. sau vă faceți misiunea, vă îndepliniți misiunea în, cu totul alte domenii. Exact. Exact. Ea cu ce se ocupă ta? Ea acum este manicuristă, pedicuristă, are salonul ei. Deci e pe parte de beauty. Da, păi exact. tot mai bine ca să o pregătească pe sora la evenimente. <laughs> păi să știi că rup. ea m-a pregătit. Ea m-a pregătit. E, ce frumos. La ce există să nu trec pe la ea? Hai, gata, trebuie să te aranjezi, să te fac frumoasă. Să... A, mă iubește foarte mult. Am o soră așa de lipicioasă și pupăcioasă. Vai de capul meu. Și înaltă are 1,87 m. Zic, sora mea mă la tine. După ce... Manechin, exact. Uh, sora mea e... E altfel. Cât a fost mama ta, mama voastră în viață, Mirela, ai apucat să o răsfeți cu cântecele tale, respectiv sora ta, cu Mai domeniul să știi, acesta de frumosețe. a fost un făcut. Că noi lucram aici la Edno din... Uh, prima emisiune am avut în 2008 mi-aduc aminte. Și după ce a decedat mama, la trei luni de zile, bine, oricum ea când trăia, îmi spunea, măi, mami, de eu vreau să te văd și eu la televizor, să-mi dedici o melodie mie, special pentru mine. Zic, mami, eu sunt atât de sensibilă încât nu mă văd să scânt o melodie, ție, pentru că pe mine m-au niște plânsuri, eu nu pot să scânție. Eu plâng, efectiv, chiar și acum, dacă mă duc la un ăsta. Nu o poți event, interpreta? Nu, nu plâng. Deci, nu pot, când mi-aduc aminte de ea. Și zice, dar asta e dorința mea mare. Eu vreau să te văd pe scenă mare și să fiu un nume. La câteva luni de zile, primim un telefon de aici, de la Edno și chiar asta s-a întâmplat. Eu zic că tot de sus, tot Dumnezeu le-a făcut la rugămintea mamei mele ca să mă poată ajuta să. Să fiu eu bine și să. Era o persoană credincioasă, v-a crescut în credință? Da, da, da. Cu posturi, mergeam duminica la slujbe și acum facem același lucru. Te-am întrebat mei. că știi da. că răspunsul vine de undeva de sus. De sus. Implementezi și asta, Implementez zici, și asta pentru copiii tăi? Da, da. Când ținem post, ținem cu toții, când ne împărtășim, ne împărtășim cu toții, când mergem la biserică asemenea și de multe ori, mai ales că Elvis este foarte credincios. Cum a fost mergem Elvis primit în familia, familia voastră? Când părinții ți-au cunoscut viitorul Cu deschise, au avut atât de mare încredere în mine. De la bun început când am zis, am cunoscut un băiat, mi-era și rușine să spun că el era primul venit, primul sosit, primul luat. Deci era totul pentru mine. Și când am ajuns acasă și le-am explicat, de el, mai că ce mami, trebuie să-l vedem și noi, că tu te duci la liceu, dar trebuie să ai grijă. Dar cum să... l-ai cunoscut, Mirela Pelis? Păi, eu știu povestea, dar da, da, să da, și da, da. În curtea liceului din Uli Pati, acolo eu eram prietenă cu cumnata mea. Uh, și am spunea mereu, eu am un frate șarmant, hai mă lasă, mă zic, mă aburește acum, spui de fratele, de zic, nu mă interesează. Școala, cariera, era foarte focusată pe treaba asta. Era tot timpul supărată și când am văzut așa că nu mai insistă, zic, mă, dar chiar o fi așa? M-a făcut curioasă. Și spun, uite, accept să-l văd pe fratele tău. Și mi-aduc aminte că eram uh, a venit tot așa după ore, pe la ora 7 seara, m-a venit într-o mașină, într-un Audi. Nu m-a interesat asta că am crezut că e cineva, nu că este el sau să-mi atragă ea atenția, vezi că el este fratele meu, ieși afară. N-am avut nicio treabă, cred că vorbise cu sora lui, care sora lui încă nu era în școală, era acasă. Ce fi zis? O găsești la liceu dacă te duci, vezi să intri în curtea liceului că întrebi și tu de ea. Măi, așa ne-am intersectat de bine, Doamne, n a fost nevoie. N-a fost nevoie de nimic să mă caute sau eu să aștept. Nu. Uh, și cum am deschis ușa de acolo de la cancelarie, că eram prima intrare a liceului, intrarea principală, fac că intră cu mașina și mă uit, uh, dar nu vedeam de drum. El oprește, uh, scumpă domnișoară. Dar eu zic, da, mă întorc, zic, mă cunoașteți dar după descrierile surorii mele, atunci mi-am dat seama imediat că cum cumnata ai dăduse deci a Alina fost ai pe dăduse exact, să știi că așa a fost așa a fost uh, și nu știu, destinul, soarta nu știu cum a făcut să-mi vină ea în cale să-mi facă ea în așa fel legăturile încât să și iasă, că nu întotdeauna ies întâlnirile astea sau. Probabil, mă propun a empatizat cu ea și a simțit că ești persoana care i ar trebui în viața viață. Da, ea, tot timpul mă lăuda și în fața familiei lui și îi spunea ziceam, am ajuns acasă și am zis, Tata, cât de cu ești, cât de serioasă ești. Trebuie neapărat să te cunoască fratele meu, să-l potolim, că el nu prea e veni, știe, De pentru că nu era deloc. Fiind și mai mare decât tine da, cu 4 da, ani, da, da, nu cu șase, șase ani, 6 ani, șase da, -mă, da. Și m-am uitat la el, zic da, eu sunt Mirela înainte mă numeam Ilie, Ilie Mirela, și în mintea mea, zic, mama, dacă nu coboră din mașină și nu-mi mâna, zic, mamă nu-mi place. deci nu aveai criteriile creperi... avea astea, aveam sigur... principii mai bine vechi. Zis. Și mă rog, cum explicați mi și mie, mama, să fie un gentleman, să fie domn, să... Iar acum, așa și făcut, a deschis portiera, a mi-a sărutat mâna, zic, mamă, m-am topit tot. <laughs> și... Dragoste da, la prima dragoste vedere. la prima vedere a fost, exact. Prima oară zic, nu cred că îmi place. E, dacă mi-a sărutat mâna și când am vorbit un pic și spune, draga mea, ce te-aș dori să ies la o înghețată cu tine? Măi, am dat cu băta în balt. Am spus, eu vin la întâlnire, dar numai cu tatăl meu. O, cum adică să vii cu taicătul? Păi ce să facă taică tu la întâlnire? te deci, doar o înghețată, scurt așa, asta și nu e o jumătate de oră. Și vreau să zic că prietenia dintre noi a durat doar trei săptămâni. Și ne-am și căsătorit. După trei săptămâni. Trei săptămâni. Băi, deci nu mă crede nimeni, zice. Băi, cum așa ceva? Alții stau ani în șir și nu se cunosc. Iar eu am fost atât de încrezătoare în relația asta și am mers așa cu capul sus și m-am văzut exact cum bărbat, așa cum e el. M-am văzut cu doi de copii, copii. băiat și, și fată. Așa. Uh, Mi-am văzut tot ceea ce am construit acum, căsuța care o avem și situația noastră care o avem destul de bună. Uh, mai cu seama că Shelby provine dintr-o familie foarte înstărită și muzicanți foarte mari. Pentru că unchii lui sunt plecați în uh, Canada, unde și profesează muzică jazz. Și... și voi ați interpretat orice gen muzical pentru că ați fost da, ani da, de zile. Uite, plecați îmi pare pe rău că nu am oportunitatea asta să cântăm și altceva. Pentru că oamenii, românii noștri, le este dor într-adevăr de muzica noastră românească, de muzica lăutărească mai dar când cânt și altceva e cu totul uh, deschis din rai. Mie îmi place întotdeauna să îmbin, să combin stilurile, știi? Și am rămas, într-adevăr, pe segmentul acesta de muzică folclorică și muzică lăutărească, unde mi-a mers foarte bine, dar aș dori așa să am și o altă oportunitate. Acolo unde s-a putut să cântăm live. Chiar am cântat și am făcut colaje de muzică internațională, cu muzică ușoară. E frumos să mai faci și altceva, dar atunci unde îți uh, găsești locul și momentul, și să te asculte, bineînțeles, oamenii care cunosc uh, muzica adevărată. Dar care, de, care crezi că este secretul unei relații atât de strânse, unei relații care se bazează pe iubire și respect? Mirela, că în ziua de astăzi oamenii, vezi bine, sau cuplurile, nu mai au parte, totuși, de rețeta fericirii. Ai putea să, să, să ne spui că... pe ce criterii se bazează? Da. Bine ai punctat iubire și respect. Măi, dacă spui așa doar la început îl dar parcă nu. Să mă iubească el și încep de la bun început să încerci niște lucruri și nu iubești din suflet. Tot trebuie să iubești din suflet. Atâta tot. Și lucrurile vin de la sine. Pentru că dacă ești cu iubirea pe sfer pe jumătate lucrurile lasă să simte. Respectul de asemenea, respectul Bine și din educația care o ai acasă. Păi soțul meu și acum coboară în capot de mătase, cafeaua îi fac, cafeaua imediat, la prima oră, el când s-a trezit are cafeaua făcută. Ce calități capătă oamenii care au copii față de perioada în care nu erau părinți? Și ce calități ai căpătat tu devenind mamă? Să fiu mai răbdătoare. Deci vreau să zic că înainte aveam așa o iuțeală în absolut tot, să fac totul așa, parcă să sfârșea lumea, să construiești casa timp. Să... și parcă n-aveam timp, jur, ceva mi se întâmpla, prea alertam lucrurile. Acum sunt foarte răbdătoare, Și simți că lucrurile s-au schimbat și se rezolvă de la sine, da, odată da, ce ai intervenit da, răbdare? Se aia. rezolvă de la sine și vreau să zic că și cu soțul și cu copiii trebuie să tolerezi. Ai făcut compromis în căsnicia ta, Mirela, ca să ajungă la atâția ani de vechime și să se bazeze pe respectul acesta reciproc? Dacă nu faci compromis, n-ai cum să ajungi la anii ăștia. Adică poate, de-aia zic, întotdeauna eu vorbesc cu tine, știi? Dar mă gândesc și la părerile celor care ne urmăresc acum așa, o să zic că, măi, dar de ce trebuie să fac compromis? De ce trebuie să duc cafeaua? De ce trebuie să... Sunt lucruri care le faci de drag. Dar oare nu există și, o nu regulă că am și jumătatea ta? Bineînțeles. să faci gesturile bine și Mă simt răsfățată. Iubită, împlinită, uh, vreau să zic că avem momente și acum după 24 de ani, deci ne, ne ciupim, ne pupăcim, ne luăm în brațe copiii, ia uite și ai noștri. Cum? Adică trebuie să ții tot timpul spiritul la viu și frumos. Dar o să un, un exemplu care... sănătos și pentru ei în momentul în care el da, își vor familie. Da, să ne ia exemplu la, la, urma urmelor. Și eu întotdeauna îi spun la Elvis, mă, eu sunt un ghiveș, dacă nu pui apă, vezi că mă filesc, știi? Și vine tot timpul cu lucruri nu exagerate. Am primit cadouri foarte frumoase și foarte scumpe, dar sunt lucruri atât de mărunte și de minore în care mă fac mult mai fericită. Faptul că văd în fiecare zi, E cu siguranță dacă s făcea darurile astea și nu se comporta atât de frumos nu cu tine. Cred nu cred că însemna cerit. nimic pentru mine. Și asta spun. Faptul că îl văd în fiecare zi. Îl iubesc atât de mult pe el și După pe mine. După atâția ani de căznicie da. și atunci. Și vreau ani... să zic că iubirea este mult mai mare și mult mai frumoasă. Nu pot să-mi explic. Nu pot să-ți o spun în cuvinte. Deci, atât de frumos ceea ce trăim noi acum, încât, încă o dată zic, aș mai trăi încă 10 vieți așa cu clipele astea și frumusețea asta. Dar va schimba cu ceva venirea pe lumea copiilor? Că în ziua de astăzi intervin foarte multe discuții și neîmpliniri în rândul celor care devin părinți, scuzându-se că venirea pe lumea copiilor a făcut să schimbe relația de cuplu. Mai să știi că pentru unii venirea unui copil pe lume e cam sperie. Și mulți se retrag. Atunci când trebuie să ia frăiele în mână și să fie alături de fel, renunță. Renunță. Asta o spun pentru că sora mea a stat cu un băiat 13 ani, da? Și când nu se aștepta, nici nu rămăsese însărcinată în toată perioada asta. A dorit atât de mult după ce n-a mai fost mama mea să nască uh, și ea să-i un copil și are un băiețel care și fiul Darius. Mulțumesc, să rămână la fel. Vreau să zic că nu ne așteptam să mai lase copil, dar Atât de rău s-a speriat încât s-a retras. Deci nu este cu ea. Efectiv, a lăsat-o, a abandonat în momentul în care Dumnezeu care ea avea nevoie mai mult de el în momentele alea. Da? Sunt oamenii foarte indiferenți și dacă au venit un copil, la să creștem ăsta. Sau alții care se retrag, cum am spus. Sau alții care chiar se implică. Acum ani să fie soțul cel care să facă tot. Nu. Trebuie Înparți de parți lucrurile în așa în doi, mai ales când ai doi copii. Știi? De multe ori să știi că să chiar nu făcea nimic. Chiar nu schimba un pampers de exemplu, la copii. Sau un lucru să-mi-l dea sau nu m-am supărat niciodată, pentru că știam că atunci când simte, va face și el lucrurile așa cum vrea. Eu nu oblig lucrurile. Dacă nu vine din inimă, n-ai de ce să-i spui lucrurile. Sau dacă se agravează și chiar începe ca lucrurile să nu se miște absolut deloc, le spui efectiv. Din suflet, te vede, te simte. Dar asta e secretul că și el trebuie să te iubească la fel de mult. Dacă m-ar fi iubit așa pe sfert sau pe jumătate, cum spuneam noi cu sfertul și jumătatea, cred că spunea și el, lasă că vedem noi ce facem, fătul tot greu. Nu. M-a iubit suficient încât să stea lângă mine și... Pe și la câte și frumoase și cu... ca femeie, știu ce alege de la început. Mulțumesc, mulțumesc. Dar zic eu câte... mereu, ai noroc, ai noroc. Păi așa e. Câte sacrificii se fac, Mirela, din dragoste? Într-o căznicie? Multe. Multe. Depinde de situații și de problemele care sunt și care le știu fiecare acolo, în căsuța lor. Că Ce sacrificiu nu... ai făcut din dragoste pentru Elvis? Am iertat și am trecut mai departe. Am știut să iert, dar asta nu a trebuit să fie o obișnuință. Iertarea face ca relația să funcționeze? Da. Ca iubirea să funcționeze? Da. Dacă îți greșește odată, iartă-l că nu poți să știi. Dar dacă îl greșește de mai multă, nu poate să-l faci în așa fel încât să fie o obișnuință. Că se obișnuiește. Dacă m-a iertat odată, de ce nu m-a iertat tot timpul? Și, dacă și atunci totuși devine bună... relația foarte toxică, și atunci certuri și diferite. Dacă totuși bunătatea unui om face asta, să ierte, și totuși persoana respectivă nu decide că e cazul să rămână acolo unde îi creează confort. Înseamnă că ceva îi lipsește. Întotdeauna trebuie să ai grijă chiar și când ești mamă, să știi să iubești. Și dacă n-ai fost cu ochii pe el atunci când a trebuit și n-ai simțit că ceva scârție, ai trăit așa, e totul frumos, niciodată nu se va întâmpla, am copii, va înțelege că sunt la, cum spuneam noi, de postnatal, că sunt într-o perioadă în care mă va înțelege. Nu, nu, trebuie să fii pe poziție de fiecare dată, să fii la locul potrivit, în momentul potrivit. potrivit și chiar dacă se întâmplă ca lucrurile să nu le observi. La un moment dat le vei observa. Adevărul este da, da să, să nu fie prea târziu. Dacă poți să observi din timp salvezi căsnicia. Dacă nu observi deja s-a dus. Așa că sunt cu picioarele pe pământ. Sunt realistă și așa că năstărica e grijă. <laughs> trebuie să recurgem la gesturi extreme pentru a da dimensiune sentimentelor noastre. Ai făcut vreodată lucruri incredibile, greu de imaginat, pentru a-i arăta că iubești? Da, am făcut. A trebuit chiar să fii atentă că de bandită ești, mai la vine, faci ca lucrurile să degenereze aici, să spun multe de desubtori. Hai! Cât încerc eu să fiu tare cu tine, nu pot, da. dar pentru că mi-ești prietenă, încerc să spun uh, lucrurile așa cum sunt. Mulțumesc și mă onorează. Cu drag, cu drag. Știi că vă iubesc pe toți de aici și de aceea și încerc să fac lucrurile astea. Adică spun așa, când uh, este situația care ai spus-o, pui piciorul în prag. Și atunci, nu că se sperie, că un bărbat poate să fie atât de dur și atât de puternic, încă poate să spună și ce... Dacă ai pus piciorul în prag, ce? Pe mine nu mă spui cu nimic. Du-te sau fă ce dorești sau depinde de amenințarea femeii pe momentul respectiv. În momentul respectiv, asta am făcut. Am simțit că ceva nu este ok și am pus piciorul în prag. Și știe că sunt o om de cuvânt și ce a zis? Dacă face lucrul la. cum? Ce fac eu? Iubește foarte mult pe Sara. E topit după Sara, e viața lui, ochii lui din cap. Fata lui tata. Fata lui tata, da. Dar și Robert e băiatul meu, inima mea. Amândoi. îi văd pe amândoi în egală măsură. E normal, e, eh, da, sunt El Elvis e altceva. Adică nu, când o vede pe Sara, se topește. Mai fii tu mai tare, fii tu mai nu galt, poate. Că... Nu, nu, nu. Păi Bă, cu băiatul de ce ești? E băiat, e bărbat, până la urmă. Bă, băiatul, trebuie să țină casa, trebuie să fie ca mine, trebuie să fie altfel, domne, că bărbat. Bă, e bărbat. Păi și cu fata, ce faci? Că va, se va căsători, va trebui să fie. Lasă că are ea grijă, tu să ai grijă, să ai grijă de ea, tu să vezi cum, să fii cu ochii pe Asta e, asta zic, pui piciorul în prag. Deci ai ajuns în punctul în care ai avut poate ocazia să renunți și totuși n-ai făcut-o. N-am făcut-o, da. Mi este teamă de schimbare. Și probabil Cred ai fost mai mare de secret. iubirea lui Elvis. Bineînțeles. Dincolo de toate, familia e familie. Știam că mă iubește. Știam și că mă iubește, cum să zic, necondiționat. Dar nu cumva lucrurile astea v-au făcut să vă reinventați relația și poate să fie mai bine mă după? ce că s-ar putea să fie și asta pentru că în tinerețe sunt lucruri care, uite de exemplu, pe mine toată lumea care mă știe și la evenimente și oriunde merg, păstrez o distanță, sunt așa... Doamna, sunt, știi, știu cum să-mi păstrez distanța. Și ceva, dacă observ la un client sau ceva, din priviri și din atitudine, înțelegi anumite lucruri și niciodată n-am uh, făcut ca el fi să fie gelos sau să, 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 să simtă el ceva după scenă, că ceva e neregulă. Niciodată, pentru că am știut eu ce să fac. Dar când a fost invers, îți dai, dai seama ce să facă el, că n-are încotro. Te duci la evenimente și sunt doamne care... N-au drept, n-au... <fie> 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 Intime, anumite chestii. Și vin pe față așa. cu ce să fac acum? Ce e vina lui? Și nici nu pot să fii da, atât de arogant fac... și stai, stai, fără Și, și eu văd. Mă uit și la el. Mă... Și să uite ce să fac. Da, să uite, te lasă, stai liniștit. Și când văd o fată frumoasă, îi mai spun, mă, dar ce frumoasă e fata asta, doamne. Eu sunt foarte deschisă. Și eu spun lucrurilor pe nume, adică nu sunt. n-am. n-am n-am nicio treabă pentru că știi u, ce are visa acasă și nu trebuie să fiu niciun fel. Dar în tinerețe s a mai întâmplat anumite lucruri și atunci uh, trebuie să știi să depășești momentele. Când nu sunt grave, când sunt așa trecătoare, poți să le treci cu vederea. Și cred că asta ne-a făcut să ne iubim și mai mult. Care este ultimul cadou făcut, fără vreo ocazie specială? Uh, da, Așa, un dar de suflet. Mai vreau să zic că mi-a adus de 8 martie, nu m-am trezit, cu un coș construit de o prietenă de-a noastră. N-am știut că ea face așa ceva, cu trandafiri manual, cu panglici, cu. Doamne, și ce eram eu acolo în living, ne vorbeam, nici nu știam să întrerupe lumina odată. Când vine, aprinde un beculeț. Zic, mă, mă, ce ne a venit Crăciunul din oșor? A vrut să mă surprindă cu și acel... Și surpriză. Exact, m-a surprins. Și m-am bucurat tare mult. Vreau să zic că dacă n-am țipat pentru coșul ăla, că făceau, hai, gata, oprește-te, hai, gata, oprește-te. Deci sunt ți am zis, atât de mărunte și atât de frumoase la care pentru mine înseamnă enorm. Și pentru el că a pregătit momentul ăsta și pentru prietena mea care deja lucrase coșul ăla de o săptămână înainte și care l-am și amintire și mi-a aminte, handmade. exact, îmi aduce aminte toată viața. Cu o valoare sentimentală exact. aparte. Elvis spune că este un bărbat norocos, avându-te pe tine, Mirela, și ți este recunoscător că poate datorită ție familia mers atât de frumos și cursiv până acum și de acum Are înainte. momente în care mai spune, e, e, mai, da, nu vrea să dea așa crezare tot timpul, este foarte banit, e diplomat, e, nu mai zic, eu atât de înrăgostă sunt de el încât tot Sperăm zic. să nu se uită șarmant, la Charmant, <laughs> charmant, generos, fin, sensibil, tot ce vrei. Și de un artist până calitate, pentru că el este pianist. Și l-a făcut conservatorul și în România și în Franța și asta e, dar așa le-a făcut viața ca să ne întâlnim și să cântăm un alt gen păi muzical. de asta aveți un taraf atât de statornic și de așa ani așa este și, și la rândul vostru ați avut clienți de calitate care v-au păstrat. avem în continuare, și în continuare clienți de calitate și oameni deosebiți. Unde cântăm sunt oameni total deosebiți. Care este cea mai frumoasă declarație pe care ți-a făcut-o soțul tău? Măi mi-a făcut o declarație frumoasă că eu sunt viața, eu sunt aerul, eu sunt focul, eu sunt pământ, eu sunt cerul. Deci am plâns efectiv. Atât de frumos mi l-a formulat, nu-mi nu vine în minte acum să spun chiar exact fraza. Deja cred că le învățase, știu. Că <laughs> era, era atât de, de, de precis, de exact, are o memorie fantastică. Și când mai mergem la anumite emisiuni, și când avem ceva de spus, sau nu de spus, că noi nu ne învățăm reprinci, mă refer la declarațiile de dragoste. Are, nu știu de unde le ia, nu știu ce face, cum face. că A pregătit îl vrezi, în orice moment. Da, e pregătit în orice moment, exact. Iar atunci mi-a făcut o dedicație, m-am topit, am plâns și am fost la o altă emisiune, în direct. Și toată lumea mă întreba, dar eu ca să-l fac să zâmbească, zic că mi au o să aminte de greutăți, de probleme. Mai mă spune, ai avut probleme, fetele? N-am avut, măi, cum să am probleme? Ce poate să fie? Asta este viața, asta e fericirea. Deci e totul atât de perfect și atât de frumos descris de Dumnezeu și mi-a construit atât de frumos drumul, încât nu mi-aș mai dori nimic. Oare asta se vine odată și cu binele făcut pe această lume? Crezi că binele pe care îl facem se întoarce? Știi că așa este? Așa este aici, aici, este foarte bine spus. Gândești negativ, îți aduci probleme. O, încep să bârfești de unul de altul, ajungi să fi bârfit. O, faci bine, binele ți se înapoiază în zecit. Și noi suntem oameni deschiși. Mai ales eu sunt atât de sociabilă toată lumea zice, măi Mirelu și noi cu tine ne înțelegem, tu râzi, tu vorbești, tu sunt populară. Dar ai avut și, și la de pierdut din asta, ai avut și dezamăgiri Mirela de la, din partea uh, oamenilor? Dezamăgiri cum să nu, mai ales de la folcloriști. Când lucram aici am fost dezamăgită de câteva persoane, nu pot să le spun numele, care mă așteptam văzându-i mare artiști, Eu eram la început și respectam foarte multe referitor și la educația de acasă, trebuie să știi anumite lucruri, să respecti oamenii din jur, vreau să zic că nu m-am acceptat la ei și mi-au spus vorbe foarte dureroase. dar am trecut mai departe și am zis te afectau un poate la vremea aceea în fund, un pas da. înainte zic și, și poate dacă și nu se întâmplau lucrurile alea poate nu mă căleam în viață, mă gândesc am luat altfel lucrurile ca să-mi fie bine, să nu mă supăr mai mult. Elvi știe prin ce am trecut și spunea. Inteligentul cedează. N-ai cum să te pui cu cineva. Dar nu mă așteptam că din partea lor să vină asemenea vorbe, să nu fiu susținută. Și, într-adevăr. În condițiile pot... în care tu ești un om bun, maleabil și foarte sociabil. Da, da, da. Eu știu cum am putut să mă răzbun așa cu ei, prin cântare. Poate de multe ori nici nu trebuie să vorbești. Eu cred că muzica, glasul, momentul ăla, la ce piesă alegi te deosebești, n-ai nicio treabă. Ce nu te doboară, te întărești. Exact. Deci vreau să zic, când eram aici și cântam uh, și se făcea live-uri, pentru că noi cântam de la ora 8 până la 2, 3, nimeni nu mai știu, ne uita Dumnezeu aici pe platouri. Deja aici era casa noastră. De multe ori se uitau atât de rău. Doream să cânt o doină cu un artist din Banat. Și nu mai știu cine a zis, zice... Mirela, fiind aici taraf, uh, zice, solista din taraf, Poate să vină cu microfonul să cânte cu tine o doină, că nu e nicio problemă. S-a întors cu spatele, a făcut, mă rog, niște lucruri urte. Nu m-a interesat. Am pus mă pe microfon și am cântat. Păi după mult timp dorea să cânte cu mine. Dar n-am zis nu. Am zis, nu are nimic. Dacă așa face Dumnezeu să fie lucrurile și eu să vă de drum. Nu port ranchiună. Nu port supărare pe absolut nimeni. Cred că de-aia și Dumnezeu mă ajută și mă iubește atât de mult. N-am nicio treabă. Dar, tot într-un alt fel de live, au luat toți microfonul că eu asta făceam. Zic, hai să dansăm, îmi place buna dispoziție, să nu fie așa statornic, stăm lângă o floricică, dăm din palmă. lângă un copacel, nu-mi place. Îmi place să râdem, să vorbim, să, să răm, transmit, să, să fie veselia aia, că, pentru că vine din inimă. Nu trebuie să fim falși, mai ales în folclor. Aici e problema artiștilor. Sunt foarte mulți falși. De ce? Pentru că ne vede camera și ne văd telespectatorii și suntem doar aici. Nu. Așa trebuie să fim peste tot. Și asta spuneam de acel live. Au venit artiști, le-am dat microfonul după ce am dansat și mi-au luat microfonul. Deci erau 11-12 artiști, numai nume mari. Și au dat microfonul din mână în mână. Când să ajungă microfonul la mine, pentru că eu trebuia să încheie emisiunea, mi-au luat microfonul, pac, din față, zic, Ok, nu e nicio problemă. Am lăsat, mai nu se mai oprea. Nu vroia, deci emisiunea am făcea semn că emisiunea se încheie, să fac ceva, să încheie cu noi. Iar așa persoana a luat efectiv microfonul și a început să o cânte, dar nu se mai opre. Mă rog, s-a oprit într-un final piesa care o atacase și la final am dorit să cânt o romanță. Toată lumea Adică nu mai termin cu, cu, veselie? Am vrut să termin cu veselie. Asta vreau să zic că emisiunea s-a prelungit pentru mine. Nu s-a mai încheiat emisiunea. Pentru că atunci pe timpuri nu avea o oră exactă. Nu se spunea că acum la ora 12 încheiem sau la 10 sau la 9. Nu. Se cânta până la ultimul artist. Și a zis, n-are nimic, Mirela, tu acum urmezi și cânti o piesă ca coadă. Și a cântat romanță. Atunci mă aplaudau toți artiștii și îmi spuneau, zice, vai ce frumos cântă fata asta, vai da, mulțumesc, mi a dat microfonul, dacă aș ști lumea, că voi mi a dat microfonul și m-ați lăsat să cânt. Deci sunt lucruri și de desupturi care m-au călit. Acum știu ce să fac. Am atitudine, am coloană vertebrală. Am un vocea la purtător. Și nu mi-a mai renunțat niciodată. Dar există prietenie în domeniul acesta. Prietenie sinceră. Ai putea enumera câțiva prieteni sinceri din domeniul artistic, care poate dacă e sună la două dimineața, ți ar răspunde și Măi, să, nu te-ar puțin, Foarte puțin. Tot așa, te intersectezi la emisiuni. Par drăguți, par, dar când îi cunoști în profunzimea lor, nu mai sunt la fel. Sau când ești cu un om la drum, sau cum pleci cu un om la eveniment, acolo le vezi fețele. Ce nu le convine? Ce... Asta zic. Așa că sunt uh, prieteni care îmi sunt alături, de exemplu Aurora și Sândel Mihai, care sunt prietenii noștri tot așa din 2008, nici nu l-avea pe vlăduți pe timpul acela. Și acum când trece la emisiuni și în București, mă sună și îmi spune «Venim la tine, prietena mea!» așa spune. Îi iubesc de nu mai pot, oameni de calitate, foarte respectoși. Orice piesă scot, vreau să zic că mă consult cu ei. Sunt ele, frățiorul meu, că așa zic, frățiorul meu. Te rog frumos, spunem cum se aude, cum... Uh, noi aveam acum și studio, știi? Și Robert îmi spunea, mami, ce, ce facem în acest domeniu? Zic, nu este nicio problemă. El face negative, el își face piese singur, uh, este și la conservatorul de muzică și i-am zis, în același timp, pot să îți faci și bani, trebuie să te descurci singur, uite, mami s-a descurcat singură, tata la fel, trebuie și tu să faci același lucru. Și având studio, Elvis cu el preia, fac piese și când mai e ceva vocal, mă refer, trimit la Sândel. Frățioare, am cântat, vin, facem mireluș, e bine, gata, stai liniștită că nu-i nicio. Asta sunt lucruri tot așa de culise, care tot prietenia ne... Ne, ne leagă și ne adună să vorbim tot de muzică. Deci zic, muzica este peste tot. Există vreun regret sau vreo dorință rămasă ascunsă care nu s-a materializat? Mai sunt foarte multe dorințe care nu s-au realizat. Tot pe plan muzical. Pentru că noi artiștii facem foarte multe piese, acum vorbesc în general, că probabil că și alții se regăsesc în ceea ce spun. Și nu se finalizează. De ce? Pentru că tot timpul se schimbă muzica. Se schimbă ritmul. Vin alte generații. Faci piese, stai câte un an să lucrezi o piesă, după care constați că nu, nu e bună. Pentru ce? Nu e ok. Poate nici n da, puc să o mai cânt pe, la TV. Și e muncă titanică în spate. Repetiții, ore întregi, pentru că noi cântăm cu oameni foarte buni. Oameni care aduc păreri și muzică de calitate și, într-adevăr, am avut un proiect, îl am și acum, nu, nu niciodată nu vorbesc de la trecut, pentru că mie drumurile nu mi se închid niciodată. Asta pentru că asta doresc și gândesc asta foarte primești. pozitiv și asta se va întâmpla. Uh, am făcut un band la, la un moment dat și am lucrat foarte, foarte mult la el. luni întregi, cu repetiții, dai seama, cu, cu oameni, cu dansatoare, cu oameni care erau plătiți pe cont fără sponsorizare. Da, eu făceam absolut totul. Și era o muzică care mi îmi plăcea. La momentul acela le cântam live și am făcut un contract cu un domn, cu un impresar. Măi, vreau să zic că am așteptat după acel în care eu puteam să-l dau în judecată și efectiv să câștig. Da? N-am vrut să fac rău. I-am zis, dacă dumneata ai făcut lucrul ăsta, dacă era altcineva, îți făcea rău. Eu nu-ți fac rău. Probabil că ești bătut de soartă, încă nu-ți dă idei, nu ceva se întâmplă cu tine. Și atunci am distribuit să încheiem contractul frumos, am reziliat contractul și am stagnat. Acum încep și reîncep să re refac pe muzică latină îmbin îmbinată cu oriental. Băiatul meu chiar mă nebunește, vrea tramanele. Nu mi-a făcut o piesă. <laughs> Măi, mami, zic eu, mai sunt de vârsta voastră ca să pot să cânt așa ceva. Nu, eu o să fac în așa fel încât să te prindă să orice. Te da, -o și stă de acum, asta în studio să, să mi-o facă. M-am bucurat tare mult pentru că e altă generație. Dar ce satisfacție interioară ai când vezi că și fiul vostru vă calcă pe urme și totuși atât de implicat să vă pună într-o lumină la fel de bună ca și până acum. Îți uh, dai seama, cea mai mare fericire ne preiaște afeta. feta. El duce numele mai departe. Și am și spus tu, trebuie să preiei tot ce este mai frumos și de calitate de la taicătul și să faci... Uite, de exemplu, când am evenimente, el merge la o altă nuntă, noi ne împărțim. Mergem pe căi diferite, da? Până când vin dubluri și atunci, dacă nu se ce fiul meu, atunci cine? Am încredere, este acolo, se cântă foarte bine și uite așa, ne îmbinăm și ne completăm. Acum și Sara, am văzut că cochetează cu flaut. Studiază la flaut, dar nu vrea să facă o meserie din asta. A zis, mami, este un hobby, Meseria trebuie să fie cu totul altfel, cred că unde vede vremurile care le trăim acum. Apropo știi? de vremuri, te-ai fi văzut făcând altceva? Să nu fii artistul, Mirela, să zic. Ce uh, ți-ar mai fi plăcut să da, ai ca și meserie? Uh, da, pentru că eu am încercat asi, uh, asistentă să fiu da, și n-am reușit la un moment dat când am dat examenul, de am avut o mică problemă de sănătate și n-am putut să, să, ajung. După care am stagnat un an, am rămas acasă și atunci m-am decis să fac muzică. Deci, asistentă aș fi dorit să fiu și designer. Pentru că toată casa mea tot timpul se... Este așa o casă mobilă, jur, deci mut și mineu dintr-o parte, într-alta, ca să-mi dau, o, să dau o stare, efectiv, să-mi schimb starea. Și să înțeleg tot. că la evenimente, da. Valentine's Day, Paște, Crăciun, decorez casa în tematica... Poate veniți la mine o să vedeți cum este. Deci de fiecare dată, la fiecare sărbătoare, există alte tacâmuri, alte, altă veselă, aranjat totul așa cum trebuie. Cât de frumos! Frumos! Mie mi se par lucruri care ți colorează viața și de fiecare dată o reinventează. Cred că și tu rămâi surprinsă de schimbările pe care le faci cu obiectele pe care nu le-ai înlocuit și doar le da, muți. Da, 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 da. Îți dai da, un alt da, ton, da, un alt colț de rai. Și la evenimente, dacă mă duc, de exemplu, sora mea face aranjamente florale și am furat multe lucruri de la ea și acum încep să-mi aranjez singură. Viața de, de multe ori. Și... piesele de vestimentație, totul ești propriul designer? Da, da. Am avut într-o perioadă o casă de modă care m-a ajutat cam un an de zile cu rochii unicat, după care s-a ocupat Victoria Sava de ținutele mele, iar acum sunt propriul designer. Mi le fac singură, am croitoreasa care se ocupă de ce ținută nouă apare și mi-o ocoase imediat. Am, sunt norocoasă, nu știu, dar mă și ocup. Adică de așa ceva trebuie să stai, să ai timp. Să ții materiale, să umbli după perluțe și după tot felul de lucruri. Da, dar am noroc că am oamenii lângă mine, oameni buni la locul potrivit. Cum te vezi sau cum îți vezi eu, familia Mirela peste 10 ani? La fel de frumoasă. La fel de frumoasă, pentru că eu nu mă opresc aici. Te vezi soacră mare? Sau so soacră mică? Cred că soacră mare în scurt timp. În scurt timp? Păi înseamnă că ai lucruri să ne spui și nu le-ai dezvăluit până acum? Da, Robert a crescut cu fata cu noștri. Cu metrii mi-au botezat fetița. Și, adică, Elvis a fost și este prieten cu cumătru de mici copii. Eu am făcut liceul de muzică cu, cumătra, nașa fetiței, iar copiii noștri au crescut de mici, cum noi, ca familie, am crescut împreună, la fel și copiii. Iar acum văd că se cochetează ceva acolo și au lucruri. Nu cred. Și sunt atât de fericită că dacă ar fi să se întâmple și lucrul ăsta, cred că Dumnezeu chiar ne te pune Dumnezeu mâna în cap. Jur. Da, pentru că îți știi copilul împlinit și liniștit sufletește. Da, și pentru că este o fată foarte deosebită. Și care mă iubește ca ei mamă, Ce drăguț! Mai cu seamă că a crescut în casa noastră. Dar și Robert în casa lor. Adică e, e atât de frumos că dacă s-ar mai lega și lucrul ăsta, dar se va lega sigur, pentru că văd că iubirea dintre, noi, dintre ei este mai arzătoare. Mai mare, și mai mare, și mai mare, și nu este exclus să mă văd și să Mare. Și ai zis și în scurt timp, adică nu vorbim de următorii 10 bine, ani, a, poate chiar mai a, bine. A, bine, acum sunt la școli, sunt la facultăți Cu studii, și mă da. gândesc că poate vor vrea să mai uh, stea. Dar n-am întrebat niciodată, nici așa să întreb. Eu nu prea mă bag în... Dar ce mai întreb și eu pe Robert? trebuie să mai aștept că ai fi o bunică prea tânără, <laughs> nu e casa acolo. <laughs> păi nu că... Să spune că e copilul tău. Nu, că doar să ar căsători, dar cred că de copil nu vor ca să termine școala. Mă gândesc că cam 4-5 ani. Și ești pregătită să faci asta? Mă, se spune că soacra tra... cu nora nu se potrivește și atunci aș vrea și eu să știu pe ce criterii sau la ce trebuie să se gândească o soacra? atunci când îi vine o fată în casă. Onor. Păi mă, trebuie să o iubești ca propria fică, că dacă tot o e așa, va, e noră, e, nu știu, și cauz nod în papură, normal că și cu fata aia are cum să te vadă decât ca o soacră, poamă acră, tu ca soacă, să-ți vezi nora cine știe cum și atunci intervin probleme. Nu, eu mi-o văd ca pe propria fică, pentru că așa este, ca a crescut în casa mea și Sper să se lege lucrurile așa cum vreau eu ca ea să fie în ora. Tu spuneai că după trei săptămâni după ce l-ai cunoscut pe Elvis, uh, v-ați căsătorit. Ce vârstă aveai tu atunci Mirela? 18 ani. Deci uh, ți-a luat-o fiul puțin mai înainte. El are 21, nu? Da, 21, da, nu? 21 Mulți și ani cred că, că vor să spres. mai stea puțin, că și fata face 20 de ani. E frumos. Acum dacă ar fi vorba să vină repede și un copilaj. O am pe cumătoa care m-a ajutat. Deci nu, am și spus cum cumătoa, parcă nu prea mă văd eu bunică, dar acum am început să mă plâng și îmi spune, păi nu este sora ta lângă tine, păi îți faci tu griji. Ia, deci este un om foarte deosebit. E un om curat, un om frumos, care mi iubește copiii foarte mult și de-aia spun, ne sincronizăm foarte rar Eu când aud astfel oamenii. de povești le trăiesc intens încă nu da. știu dacă întrebările mai sunt în raport cu calitatea și frumoasa emisiune pe care o moderez, cât mai ales în relația de prietenie și mă bucură nespus să mai aud astfel de relații de familie sănătoase. Da, așa este, uite că afli de la mine, pentru că și cu cumatul nostru cântă cu vioara cu și iarăși ne leagă muzica și eu cu cumătra cunoscându-ne în liceul de muzică, iar ne-a legat muzica, de Ia zic, muzica dăi nu e peste tot la noi, familie de artiști și viața frumoasă. Și încă o dată spun, dacă n-ar fi respect, n-ar fi atât de frumos. Ne iubim noi ce ne iubim, dar respectul trebuie să fie la loc de cinste. Spuneai că în ani iubirea voastră a devenit mai arzătoare. Dar dincolo de asta, să înțeleg că și respectul primează într-o relație de cuplu? Foarte mult, foarte mult. Eu nu i-am spus soțului meu nici de mai încolo, niciodată pentru că sunt oameni care înăuntru lor gândesc și spun anumite lucruri de soțul lor și atunci ei simt și nu se simt respectați. Și atunci nici el oare... nu mai respectă la rândul lui și iar să strică lucrurile. Trebuie să ții un pic bariera aia. Dar oare din copilărie soț, soț, se nasc așa. Stăm aceste... în același pat, dar respectul trebuie să fie. Nu știu, e, e greu să poți să obții lucrul ăsta. Nu toată lumea face asta, dar asta am văzut la mama și la tata. Tocmai asta zic că probabil sănătatea aceasta psihică și frustrările pe care unii oameni le-au vin tot din copilărie. Da, așa este. Așa este. Sunt foarte mulți care au, li s-au întâmplat lucruri foarte ciudate și atunci trebuie să le facă. Care iarăși culmea ironiei este păi dacă ai pățit ceva sau ți s-a întâmplat ceva în copilărie, de ce repeți? Păi nu trebuie să repezi nimic din ce ți s-a întâmplat, trebuie să faci lucrurile ca să fie normale, nu să faci, pentru că ceea ce faci în tinerețe nu înseamnă că e și corect. Sau dacă ai crescut așa, nu înseamnă că familia ta te-a învățat bine și trebuie să gândești, trebuie să ieși un pic creierul în cap. Să ai țigla pe casă Spunea o altă artistă prezentă la emisiune Că trebuie să gândești Să iubești și cu inima, dar și cu mintea Să ai și rațiune Bineînțeles, întotdeauna Mai spunea e soacra mea Zice, tu trebuie să gândești de aici în sus, păi normal, nu este vă, creierul un cap, zic, și trebuie să gândesc așa, ci că nu, că lumea gândește invers. Și atunci, ce unde mai e logica? Deci trebuie întotdeauna să stai așa tu cu tine și să spui, doamne, e bine, nu e bine? Sau dacă am greșit, uite eu dacă greșesc, eu îmi cer iertare. Simplu. Nu vreau să mă încarc negativ cu nimic sau să mă apese conștiința că m-am pus în pat. Da, de ce să mă duc eu să cer iertare? Păi cine e aia sau cine e la? Niciodată stau liniștită și zic, Doamne, dar eu am greșit, de ce trebuie să fac lucrul ăsta? Poate atunci nu mi-am dat seama. Și a doua zi încerc să reglementez lucrurile și, și se simte, știi? Dar chiar dacă se simte, n-am nicio treabă. Atât de sinceră și de curată să n-am -am nicio treabă. Întotdeauna naturală și așa cum te-am cunoscut, chiar dacă ai avut mici temeri și emoții înainte de emisiune, uite că ce frumos trece atât de repede așa și... Este. Ai povestit totul fără, cu lux de amănunte, fără nicio da, barieră. Da, prea direct, care zic încă o dată, fac lucrurile ăsta pe pentru voi că vă iubesc prea mult, care aici se obișnuiește probabil ca să fie totul doar așa, doar că suntem în fața ecranului. Nu, eu așa sunt și aici și, acasă. și în spatele ecranului. Acum, în încheierea emisiunii, aș vrea să-ți imaginezi o urare pe care dacă până acum ai făcut-o de fiecare dată celuilalt, acum ea trebuie făcută ție, știind că se va îndeplini. Ce ar conține această urare și de ce ai mai avea tu nevoie? sănătate. Nu vreau nimic. Efectiv, doar sănătate. Poate pare un clișeu. Toată lumea aici, sănătate, sănătate, doar așa ca să dea bine. Nu. Eu nu vreau decât sănătate. Atât. Ca să te poți bucura de toate. Să mă pot bucura de toate. Că asta spun, îl vă că sănătos, ne vedem în casă, e în boioșie, viață frumoasă. Chiar nu-mi doresc ca să nu nimic. Atunci universul a preluat mesajul tău, Mirela, da, și mi sunt convinsă așa că așa o să vă răsplătească. Iar pentru cei de acasă, dragilor, să mai îmbătrânim puțin lângă cine ne spune inima și ne împlinește sufletul. La bună vedere!